Am muncit 2 ani de zile la acest proiect. Am filmat și am editat singur 1200 de videoclipuri explicative. Am schimbat 4 informaticieni până am găsit pe cineva capabil să facă ceva la nivelul pretențiilor mele, iar calitatea costă și am plătit 1000 de euro pentru asta. Am testat ore în șir, 10 de aplicații asemănătoare pentru a putea să ofer ceva ce nu mai există pe piață în prezent. Iar acum este gata. Sub sloganul Învață legislația, nu doar chestionare, lansez noua aplicație cu chestionare categoria B, numită Obținere permis by Tavi Perțea, pe care o puteți descărca și testa gratuit pentru iOS sau Android, ori de pe linkul de mai jos. Și da, sunt exact aceleași întrebări ca în sala de examen. Ce indică semnalul agentului de circulație? Iar aici o să vă și exemplific ca să înțelegeți mai bine. Așadar, haideți să luăm variantele de răspuns. Începem cu B. Nu se aplică prioritatea de dreapta, pentru că între autoturismul roșu și celelalte vehicule nu există poziție de egalitate. Răspunsul corect rămâne A.